Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit la un nou video, un video informativ, ceva genul. Bă, vreau să vă țin să vă anunț că mă las de YouTube și nu o să mai fac YouTube pentru o perioadă anume, nu știu cât, ce și cum. Îmi pare rău pentru că nu am avut așa succesul ăsta foarte mare să ajung și eu, vorbesc să cresc, să am și eu pe live mai multe persoane de 100, 200, ceva genul. Și chiar m-aș lăsa pentru că nu, nici n-am timpul necesar să fac YouTube. Îmi pare rău pentru lucrul ăsta că m-aș lăsa. Dar pe partea cealaltă vreau să vă țin, să vă anunț că voi continua în continuare cu poveștile noastre care le-am făcut și le-am trăit eu personal. Fii pe fază, nu uita să dai like, share și proporționez la 3. Pentru că filmez un nou clip, un nou clip însemnând cu ce? Cu o poveste care o să vă zic din câte ceva așa, informativ. Nu știu cum o să vă spun, dar o să vă anunț între timp ce o să postez. Dar din momentul de față să vă spun, am să mă lăs de YouTube și sper să vă doresc multă baftă în continuare la toată lumea și să ne vedem cu bine. Dacă nu aveți pagina mea de Facebook, mă găsiți, o aveți în descriere. Facebook-ul meu personal, la fel, îl aveți în descriere. Așa că nu uita să dai un share și un like dacă ți-a plăcut acest video. Și a fost o farsă de 3 septembrie. Am glumit, mă vezi. Da, mă, nu mă las de YouTube. Doar că din momentul de față nu o să mai postez nimic, nu prea am timp. Adică vorbesc că timpul necesar nu am timp să pot posta acum instant. Adică știi ce zic. O să încep să fac noi videoclipuri, o să încercăm să facem și Omega din nou, să începem cu Omega în forță. Facem forță, Omega și o poveste o să facem cât de curând. Chiar o vreau să filmez, adică m-am apucat de ea, am făcut ceva, câteva chestii. Nu le-am terminat, dar sper să-ți placă și dacă îți place și videoclipul ăsta care l-am făcut acum, nu e cine știe ce. L-am făcut informativ așa ca să vă anunț și pe voi. Sper să vă placă și vouă ce o să urmeze să facem. O să facem un Omega și mai multe povestiri. Adică povestiri trăite din viața mea. Nu ceva, adică nu vă gândiți ceva fake sau chestii de-astea. Ceva ce am făcut eu în viață. Adică ce mi s-a întâmplat mie. Multe chestii. Dar ca să vă las una acum și mai frumoasă să vă povestesc și eu. Ca să nu ziceți că sunt eu rău și că... Vezi, doamne, am făcut video asta doar ca să strâng imediat că sunt concentrat aici. Da, îmi cer scuze. Facem... Băi, când eram mic, știți cum erau petardele la noi când eram copii? Tatălele noastre erau din carbit. Acum toți băieții care erau mai mari ca mine s-au apucat de treabă. Au luat carbit. Și au luat carbit, gata, am pus și o pauză, că eram într-un joc, mă jucam și eu ceva cu băieții. Au luat băieții carbit frumos, o sticlă de 2 litri, da, umplută cu carbit și apă, că așa se făcea pe vremurile noastre, dacă știți, care cunoaște și știți, înțelegeți, n-am răspuns să cunoaște lucrul ăsta. Și se băga ori chivrit aprins în ea ca să facă flamă să bubuie, ori o dădeai cu de zid, de perete, ceva genul, știu, orice perete, nu conta. Acum eram în jurul mulți băieți, adică n-ai, o ia mai mari și una mai mic. Eu la mai mic am zis, bă, mă bag eu să fac eu, că eu sunt șmecher, eu, da, ce zici, nebun. Ăștia, bă, stai, dă-te de o parte că te bate, mă, dacă Doamne ferește să întâmple ceva. Nu, bă, nu, lăsați-mă pe mine. Și m-am dus eu, frățiorilor. Și ce credeți că am făcut? Am dat cu chivitul, primul chivit, pe lângă, al doilea, pe lângă, al treilea, mare flamă, ești nebun la cap, mai aveam păr până aici, nu mai aveam păr. Aici aveam păr în cap. Nici sprâncene nu mai aveam nimic. Deci eram, știi cum? Bă, deci am râs cu lacrimi atunci, dar problema era că nu mai, nu prea nici mai vedeam așa, știi cine știe ce. Mă chiar panica să nu am un timp. Și m-am dus acasă când m-a văzut mama, bă, nenorocitule, ți-ai dat foc la cap, ce iară. Da, bunica mea la fel, futu-s morții, mătii și familia, mătii, unde ai fost, mă, ce e, mă, părul tău? Eu acum ce să zic, ce să fac mama, uite, m-am jucat cu băieții afară, nu am zis. Bă, și dacă v-a plăcut
și sper să mă susțineți, vreau susținerea voastră să vă strângem minim 30 de like-uri la clipul ăsta. Dacă strângem 30 de like-uri, eu vă promit că voi continua cu YouTube-ul și voi face ceva frumos pentru voi, special pentru voi. Așa că nu uitați tu să apeși butonul de like, share, dacă vreți să dai un share să vadă prietenii tăi sau nu contează oricine. Și nu uitați să apeși clopoțelul ca să ai notificarea când postez eu ceva. Îți mulțumesc pentru că te uiți la mine și doresc o zi faină. Și pa!